Șoferul a fost urmărit de comisarii de mediu și amendat cu 30.000 de lei. De asemenea, autoutilitara cu care a transportat deșeurile a fost confiscată. Gunoaiele ar fi provenit de la populație și au fost aruncate la marginea municipiului Târgu Jiu. La acțiune au participat de asemenea polițiști locali și din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. S-a constatat că individul nu era la prima astfel de faptă. Județul Gorj a rămas fără groapă de gunoi după ce aceasta a fost închisă de Agenția de Mediu din cauza poluării.